La întâlnirea de ieri dimineață cu președinții asociațiilor de proprietari, primarul municipiului Câmpul Lung, Liviu Țăroiu, a spus că în perioada următoare, cel mai probabil de la 1 martie, primăria va avea în organigramă și un auditor pe partea de asociații de proprietari, tocmai bun pentru a pune la punct debandada existentă în momentul de față în această zonă. Noi ar fi trebuit ca în primărie să avem un audit pe partea de asociații de proprietari. Am reușit în sfârșit să modific organigrama primăriei în Consiliu și avem prevăzut acest post. Noi ne vom angaja un auditor care să fie și pregătit să poată să vă reprezinte sau să poată să vă preia problemele și să vedem cum se pot rezolva. O să facem contract cu o societate care este specializată la așa ceva în partea de audit și coordonare a asociațiilor de proprietari. Și va fi și pe partea de ulterior, vom discuta cu dânsii și pe partea de formare și autorizare a administratorilor și a președinților.